aflăm la o consultanță pe un teren de aproximativ un hectar, iar din discuțiile preliminare ne dăm seama că terenul a fost îngrijit de o familie care locuiește aici în zonă, iar acum ne orientăm în spațiu ca să vedem aproximativ cam care ar fi delimitarea terenului și să vedem cam care ar fi primele lucrări care vin făcute. Ca să vedem aproximativ ce am putea face cu terenul. Beneficiarul își dorește o policultură. Locația este cu foarte mult teren plat în general și este lipit de încă un teren care ar putea fi disponibil doar pentru folosință. Ar trebui o strategie din asta cu linii, știi? Linii de copaci fructiferi, așa, în linii frumos puse, încât să poți arapa între ei. Pac, ai arat, ai pus plante anuale între ei și în rest și pom. Mai e schema. Pac, făcută în sistem, cum ai zis tu, cum face și Curtis Stone, știi? Dar în sistem și cum face Huao și Romulus ăia de la Goci. De la Agenda Goci? Da, deci eu chiar s-ar putea găsi o strategie foarte bună, cum e la, ăla de la Agenda Goci, cum face linii de pom fructiferi și arbuști între ei și între liniile astea atât ai spațiu exact cât trece un tractor și ară și pui plante anuale. Și încă o linie. Trebuie făcut o planificare foarte bună. Trebuie puși pom fructiferi de talie, depinde la ce suprafață ne raportăm. Pentru aici e cam un hectar. Dar pentru suprafața asta, să zicem, putem folosi nuci de tip codrenesc, care e un soi foarte productiv, și castan chinezesc. După aceea, stratul mai jos poate să fie format din pom fructiferi columnari, arbuști și viță de vie, care vița de vie poate fi, depinde de la caz la caz, dar dacă poate fi pus carpeni lăsați la 4 metri distanță unul de altul, lăsați la 3 metri înălțime să crească undeva la 10 cm diametru, ceva de genul, 3-4, cam 4 linii de sârmă ghimpată, viță de vie și între, sub vița de vie vin arbuștii fructiferi și de o parte și de alta arbuștilor vine câte o linie de pomi columnari, de exemplu. Și atunci se face așa sinusul frumos. Sau lângă viță de vie vine pomul columnar și între pomii columnari chiar vin arbuștii, pentru că vița de vie urcă mai sus deja de pomul columnar în mare parte. Și aia vin de o parte și de alta a rândului de viță de vie. Și ăla formează coloana. Și atunci ai fructe de toate felurile, fructe de pădure de toate felurile, de la arbuști, nucifere și castane, să zicem, viță de vie și pășuna planificată, adică animale și produse animaliere, pe parte și plante anuale, legume și cereale în cealaltă din rânduri, de la an la an, între rânduri. Deci dacă omul ar vrea, să zicem, tot terenul să-l transforme pe producție de legume, să zicem. Păi eu aș recomanda un sistem de swale-uri, pentru că dacă ați văzut acolo, era o groapă, s-a adunat apa, stă apă, așa cum ai apa, e acolo, super funcțional. Poți să faci și un mix, jumate, o parte din teren swale-uri, o parte din teren schema asta cu Agenda Goci. Dar ideea care e, dacă, spre exemplu, ai vrea pe toată suprafața să fie swale-uri, dacă ai vrea să fie așa de mare producția, ți-ar trebui un fel de utilaj care să funcționeze ca și cum e la bicicletă, știți, cu roți din alea de tip bicicletă, dar mai mari, mai înalte, așa, care merg, așa, iată, gen, roțile alea, patru roți mari și stau în șanțurile swale-urilor. Ele nu se scufundă, nu se adâncesc. Deasupra lor e o platformă pe care este materie organică vegetală, adică mulci. Acolo ai fânul, pac, și îl tragi ăla, îl împingi, știi? Și de acolo cu furca cineva, pac, țâpă jos. Ăla să fie mecanizat, să poată să meargă, ăla mere. Și tu numai țâpi jos, pac, pac, le-ai mulcit și oamenii merg pe straturi și pac, pac, îl... Da.
oricum va trebui să folosească mulci pentru treaba asta și trebuie să ai o zonă care îi oseră pe post de a-ți face răsadurile. Și după aceea vii și inoculezi cu răsaduri. Cum ar veni, pui răsadurile. Dar tot cu device-ul ăsta de care am povestit eu, îți pui acolo ce ai nevoie. Să zicem, un coș cu răsaduri sau mai știu eu ce alte chestii, știi, uneltele de lucru. Și atunci și de pe o parte și de pe alta să ai acces la lucrurile astea, ăla se plimbă, știi? Ori mecanizat, ori îl tragi după tine și de acolo îți iei ce ai nevoie și plantezi. Mergi mai departe, iarăși îți iei ce ai nevoie, plantezi. Când vrei să recoltezi, la fel. Recoltezi chestii, îl pui în device-ul ăsta și mergi în continuare. Deci asta e o chestie foarte importantă, bine că m-ai întrebat. Liniile drepte te ajută să poți face mecanizată toată treaba și organizată structura foarte bine. Liniile curbe e doar pentru că vrei un design să fie interesant, drăguț, atrăgător, dar foarte, foarte mult de lucru la întreținere, la lucru cu toate lucrurile astea. Deci dacă vrei să ai puțin, gen așa, numai un sinus decorativ pe aici în care să-l cultivi, e super ok faza. Dar dacă vrei să ai multe, le faci în linii și atunci îți poți face tot felul de chestii care să fie semi-mecanizate, care să te ajute la cultivare, la cules, la producție, la mulcit, la întreținere, așa mai departe. De-aia aș recomanda asta. Păi acum pot să vă dau un exemplu, un proiect de-a lui Seth Holzer care l-a făcut în America, în Montana, undeva în zona asta. El are hugelkulturi așa înalte, pe formă din asta sinusoidală. Cât să zic eu, imaginați-vă lungimea terenului ăsta, aproximativ, vreo două, maxim trei astfel de straturi la înălțimea asta și pus așa într-o formă sinusoidală, niște iazuri printre ele, niște copaci, pom fructiferi între timp, eventual niște băncuțe, niște tipiuri, ceva, știi, decorativ pe acolo, și productiv, și ambiental, și așa mai departe. Deci depinde de ce ai nevoie, dacă vrei afacere ca să vinzi produse sau dacă vrei să fie și să prezinte pe topicul ecoturism, și în paralel să faci altceva, gen căbănuțe de glamping sau mai știu eu ce prezonă separat față de asta, un food forest, eu. Așa trebuie să analizezi în funcție și de ce își dorește omul, cum îi faci designul și strategia la locație. Teren în ideea asta holistică de a aduce oameni pentru tabere de creație, de a face workshop-uri despre case naturale, de a face și producție și workshop-uri despre grădinărit și producție alimentară, mai multe la un loc, se poate, bineînțeles, se analizează terenul și se decide și în funcție de asta se face o amenajare specifică. Depinde de suprafața terenului, deci de la 1 până în 5 hectare se poate așa ceva. Dar dacă e un teren mai mare, de la 10 la 40 de hectare, se merită să-l faci în special pentru producție și o parte din el, de la 1 la 5, cum v-am zis inițial, aia să fie folosită cu scopul ăsta. Pentru că nu e foarte sustenabil să folosești așa mari suprafețe și să le folosești doar cu scopul ăsta, când se folosesc deja așa, suprafețele foarte mari se folosesc deja pentru agricultură intensivă cu chimicale, horror, și atunci chiar consider că ar trebui să fie folosite, deci de la 10 la 40 de hectare în sus suprafețele, în special pentru producție organică intensivă.
și dacă sunt mai mici, se pretează bine. De la 1 la 10, încă e ok, se pretează pentru și ecoturism, mixaj cu cursuri și asta, cum am zis. Despre plante anuale, deci la suprafețe așa mari. După cum știți, cartea lui Mark Shepard e cea mai bine vândută carte de permacultură la ora actuală și el recomandă între 5, de la 1 la 5, la maxim 10% plante anuale pe un teren mare și restul plante perene lemnoase. Pe asta se merge acum, asta e cele mai important, să ai o producție mare de așa ceva, cu alea nu lucri nimic, le-ai pus și știi că produce an de an, în special nucifere, castane, de care am mai zis, știu eu, stejar, fag, deci chiar și astea de pădure, se pot face multe. După cum știți, din stejar se poate face producție de ciuperci și tache, cum a făcut și Ștefi. Din fag la fel, dar se pot în același timp crește porcine, se pot crește cu jir și ghindă și astea. Lemnul e foarte bun, lemn de foc, lemn de fag, lemn de stejar cel mai bun, lemn de construcții. Chiar și în păduri de conifere se pot face să se cultive ciuperci la scară mare și rămâi și cu lemnul de brad la sfârșit și cu acele pentru mulci decorativ de pentru grădini decorative sunt mai multe variante și așa. Și bineînțeles, pășunatul planificat, trebuie să nu uităm asta. La scară mare se folosește mai puțin la sută procentaj de legume sau plante anuale și mai mult plante perene și pășunat planificat. Plantele anuale se merg foarte bine la terenuri mici, agricultură de familie, de subzistență, după cum știți cum e cazul la Rusia. În Rusia foarte mult la sută din producția țării de legume și de plante anuale e făcută de grădinile mici, de familiale, de subzistență, de fapt, nu de către industrii agrare cu chimicale. Da, castanul chinezesc e foarte rentabil la noi în țară pentru că în primul rând, nu face boala asta castanului. Deci asta e cea mai mare avantaj, care au decimat castanii din Europa și din America, boala asta castanului. Castanea molissima se numește specia și nu crește foarte mare, crește cât un măr, poate chiar și cât un păr sălbatic în unele cazuri, dar de obicei la dimensiunea unui măr, așa crește, nu ca și castanul obișnuit, care e mai mare decât un nuc, până la 6-8 metri poate să crească. Dar e avantajos pentru că pui mai mulți, nu-ți umbrește așa sistemul, nu oferă niciun fel de efect aleopatic. Da, bineînțeles, acolo puteți să aflați despre toate lucrurile astea și multe altele. Deci, impactul ar fi foarte pozitiv în ideea în care dacă am avea infrastructura necesară ca să putem face centrul ăsta educațional, am putea să predăm la foarte multă lume și, și dacă ar și veni oamenii să învețe, să pună mâna să facă și să facă exemple concrete de astfel de sisteme productive sau astfel de construcții naturale și așa mai departe, atunci s-ar schimba foarte mult în domeniul materialelor de construcție, în domeniul firmelor, în domeniul agriculturii cu chimicale, în sensul nu la scară poate foarte mare, că și publicul ține de cumpărători până la urmă, de cei care agrează mâncarea sănătoasă sau materialele de construcție naturale să se implice și să ajute și ei mișcarea foarte mult,
Dar în orice caz, dacă ar crea exemple funcționale de bune practici, multe, și ar da șansa la foarte multă lume să se reorienteze către o viață mult mai sănătoasă. Sunt foarte mulți care vin și pentru că chiar vor să învețe și să aplice și ei asta. O parte, bineînțeles, sunt doar pentru a vizita de curiozitate, dar oricum este interesant și pentru ei, mai zic și ei la alți oameni și tot se află, se răspundește media despre lucrurile astea prin și cei care vizitează, și foarte mulți vin chiar cu scopuri clare de a-și face astfel de sisteme, ferme, case naturale și așa mai departe, grădini. Clase a fost vizitează, îi aduc și în decursul săptămânilor cu școala altfel și doar așa, incognito, vin neanunțat câteodată, ne trezim așa cu ea pe acolo, și chiar din Sibiu, de la Universitatea de Ecologie din Sibiu, cu lectorul lor, a fost student să viziteze centrul de la Baza 1 și multă lume. De 5 ani de zile, sute de oameni ne-au bătut poarta. De 5 ani de zile construim și învățăm împreună și avem planuri mari pentru viitor. Baza Ulmu are o mare nevoie de o sală de clasă cu tot echipamentul necesar ca să putem aduce și mai mulți oameni de toate vârstele, inclusiv clase întregi de copii, elevi sau studenți. Cu o sală de clasă și căbănuțe de cazare vom putea oferi cursuri mult mai amănunțite, deoarece există foarte multă informație care nu poate fi împărtășită într-o singură zi. Apelăm la minunata noastră comunitate. Haideți să facem asta împreună și să construim un viitor așa cum îl dorim cu toții. Susțineți campania Baza Ulmu în luna decembrie.